Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Marina Afana și vă prezint ediția de astăzi a emisiunii Obiectiv Comun, dedicată vieții culturale de pe ambele maluri ale Prutului. Sunt zile numărate până în data de 24 februarie, când românii de pretutindeni sărbătoresc dragostea. Dragobete, cap de primăvară, nevalnicul sau logodnicul păsărilor. Este o sărbătoare cu o simbolistică bogată și interesantă. Dragobetele semnifică atât începutul cât și sfârșitul. Începutul unui nou anotimp și al reînvierii naturii și sfârșitul desfătărilor lumești, căci începe postul sfânt al Paștelui. Începând cu data de 24 februarie, tradițional, sunt lansate primele evenimente culturale dedicate primăverii, iubirii, florilor. Sunt întoi pregătirile pentru Festivalul Mărțișor. Despre simbolurile dragostei la români și evenimentele culturale care vor marca ziua lui Dragobete pe ambele maluri ale Prutului, dar și în diaspora, discutăm în ediția de astăzi. Țăranul român vedea în Dragobete o sărbătoare a reînnoirii anuale, a primăverii, a bucuriei. La poporul român, Dragobetele era sărbătorit fie pe 24 februarie, fie pe 1 martie. Încă din zorii zilei, fecioarele, feciorii, fetele tinere se trezeau, se spălau pe față, se pieptănau, se primeneau, într-un cuvânt, așa cum numeau ei aceste gesturi sau acte. Dacă era o vreme frumoasă, plecau încete la pădure, dar nu oricum. Porneau mai întâi fetele, apoi veneau din urmă băieți. Mergeau la pădure să culeagă fie ghiocei proaspăt răsăriți, fie să adune lemne uscate pentru foc. Dacă dimpotrivă ziua de Dragobete se nimerea a fi o zi posomorâtă, ploioasă, se adunau în casa vecinelor sau în casa unei rude, acolo erau vizitate de flăcăi sau de băieții din sat, și toți căutau să petreacă împreună, veselindu-se și glumind. De ce? Țăranul român credea că dacă îți petreci în zi de Dragobete acest timp glumind, veselindu-te, atunci întregul an vei fi îndrăgostit și, pe de altă parte, exista totuși în această mentalitate colectivă și un revers. Fata care se întâmpla să nu se îndrăgostească vreme de un an sau dacă se îndrăgostea să nu-i se răspundă la dragoste, după principiul reciprocității, considera sau credea că o surată de-a ei i-a făcut vreun farmec de urăciune, ca nimeni să nu o îndrăgească. Ce bine că ești, ce mirare că sunt, da, da, de ce diferite, se amestecă, nu se, da, no. Ce nu s-a văzut niciodată. Aproape roptă, în privrata, ne-a semuit anoptă, a mirării că ești, am
Dragostea este soartă. Dragostea este un destin. Dragostea este o sursă care e nici un COVID nu e. Iubiți lumea. Uite, dragostea este nu numai la dragostea persoană la persoană, dar este dragostea către lume. Lumea atât de frumoasă este, dar viața și mai frumoasă în această lume. Deci iubiți viața cu toate frumusețile ei care sunt absolut nemărginite. Unde nu dai este frumos. Numai trebuie să trecem, să le observăm, să le savurăm, și această sursă de dragoste, această energie, să o transmitem celor apropiați, celor iubiți, celor care vor mili, care sunt cu noi și care vor fi după noi. Am revenit în platou. Cu deosebită plăcere salut prezența în studioul a invitaților din această seară, a invitatelor. Doamna Varvara Bulzir, doctor, de asemenea etnograf, bine ați revenit aici la noi la Obiectiv Comun. Bine v-am găsit! Și salutăm prezența și a Silviei Gonciar, este vorba despre directorul și solista Orchestrei de Muzică Populară Folclor. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună seara, stimată doamnă. Doamna Buzira, ziua de 24 februarie este una specială și poartă foarte mult mister și simbolism. Am vrea să știm, să înțelegem ce mesaje speciale se transmit din generație în generație în data de 24 februarie. Au rămas încă puține zile. Da, ca să ajungem la această sărbătoare, trebuie de fapt să începem de acolo că viața omului nostru de altă dată, viața comunităților, era circumscrisă unui calendar numit calendar popular. Un calendar care venea să articuleze viața omului în cea a comunității, viața tuturor vietăților de pe pământ, mari, mici, nu mai contează, dar toate luate împreună, și a plantelor, la mersul aștrelor cerești. Și toate luate împreună ar putea să dea înțelesul unui calendar prin care oamenii, așa cum era și firesc, după lungi observații empirice, au observat niște ritmuri în viața naturii, în viața păsărilor și au raportat și viața comunităților la aceste ritmuri. Ei bine, dumneavoastră o să spuneți că loc pentru dragoste într-un an sau într-un calendar, fie el popular, religios, civic și tot așa mai departe, e destul. Bine, moralitatea tradițională, specifică culturii tradiționale, reglementa într-un mod anume și relația dintre tineri. O punea sub sub un dozaj, dacă vreți, foarte bine înțeles sau, dacă vreți, foarte judicios potrivit, încât toate urmările posibile ale acestei relații dintre tineri, că ele trebuiau întâi de toate să ducă către o finalitate înțeleasă de toată lumea, crearea unei noi familii, reproducerea neamului, reproducerea comunității și toate celelalte. Deci, viața amoroasă a celor tineri se desfășura sub buna supraveghere atât a comunității, a familiei, bineînțeles, dar și a timpului. Conform unui calendar popular. Dar dacă e să vorbim despre limitele temporale, când se întâmpla acest lucru? Când exista un astfel de calendar și țăranul român se conducea după el? Bine, noi acum vorbim despre dragobete. Adică despre acest prag al timpului care vine să încheie o perioadă de întâlnire între tineri, începută la ajunul Crăciunului,
prin colindat, prin mersul ăsta cu uratul, cu sorcova și cu toate celelalte, timp de 12 zile, cum știm noi bine, care au reînodat, au reactualizat relațiile dintre tineri sau poate că le-au inițiat și treptat s-au desfășurat cum s-au desfășurat sub protecția lupului, sub protecția iernii și uite la acest prag al timpului numit primăvară sau cap de primăvară sau cap de vară, cum i s-a spus bine, relațiile acestea din nou trebuie văzute altfel. Se dă voie celor tineri să fie pe potriva dezlănțuirii naturii. Naturii care în această zi e văzută cumva la un început al marii dragoste, exprimată întâi de toate prin cuibărirea păsărilor, hai să spunem așa mai altfel, adică momentul că păsările se unesc în stoluri, că ciripesc, că încep să se unească două câte două și pun la cale viața puiilor lor. Ei, oamenii întotdeauna au trăit în această armonie cu natura, cu natura. Și tinerilor li se recomanda, sau dacă vreți, ei aveau voie să facă această joncțiune între trăirile lor sufletești, întotdeauna, știți bine, așa cu multe maxime juvenile, privind afecțiunea, privind schimbul de afecțiune între ei, uite, și întâlnirea lor într-un cadru natural, cel al pădurii. S-ar părea că locul de întâlnire între tineri, acolo unde cel mai mult stăpânește la acel moment dragostea dintre păsări, este unul ieșit din cadrul culturii. Nu. Tinerii au știut să se conformeze unor prescripții morale foarte clare. Deci, ei își permiteau această întâlnire. După ce se primeneau cu adevăratele, după ce fetele se spălau pe cap cu apă din zăpadă, după ce aveau această condiție a noului, puteau să meargă la această întâlnire cu flăcăii. Puteau să se pupe, de ce nu? De ce lumea îi mai zice, dragobete, pupă fete? Pentru că sărutul din această zi este unul al prieteniei, al dragostei, nu este unul al iubirii în sensul în care știe astăzi toată lumea, începând de la adolescenți și, mă rog, și continuând cu toți ceilalți. Sărutul din dragoste, unul foarte necesar, așa cum au demonstrat și psihologii, este unul al necesității vitale. Este unul al înfloririi sufletului omenesc. Foarte necesar. Și dincolo de austeritățile noastre morale, pe care cultura tradițională le-a impus la fiice pas tinerilor, uite că ei au în calendar o sărbătoare a lor, una care ne este foarte dragă, prin această redeschidere sau, dacă vreți, această redescoperire a ei. Și pentru noi, cei care nu am trăit-o continuu ca fiind transmisă din generație în generație așa cum au trăit-o strămoșii noștri, poate de acum 500, poate de acum 700 de ani. Dar noi avem o altă posibilitate. Aceasta a redescoperirii prin cultura promovată prin diferitele ei mijloace. Și cred eu că este un lucru foarte bun, foarte la locul lui, să sărbătorim cu toții, în măsura în care statutul nostru social o permite, această minunată sărbătoare. Într-adevăr, ca să îndrăgim dragobete, trebuie să-l cunoaștem, să vorbim cât mai mult despre această sărbătoare străveche românească. Doamna Gonciar, dumneavoastră, cea care cântă dragoste alături de una dintre cele mai cunoscute și experimentate orchestre din țară, ce este sărbătoarea de dragobete? Cum o simțiți? Păi, noi de ani de zile deja
organizăm, anume de pe 24 februarie, organizăm spectacole în fiecare an. Primul spectacol s-a numit Cântăm în doi, cântați cu noi. Dar pe urmă ne-am gândit, dacă e Dragobete, de ce să nu-l facem, să-i spunem Cântăm duete de Dragobete, cum spunea doamna Buzilă, dacă doi tineri în perioada aceasta vor să-și demonstreze emoțiile, pasiunea și nu știu ce, de ce să nu facem asta prin muzică atât de frumos, prin aceste duete excepționale de dragoste și nu numai de dragoste față de femeie și bărbat, dar sunt absolut diferite, absolut o multitudine de motive de dragoste ca să cântăm în doi. Și atunci am stat și ne-am gândit cu maestru Petre Neamțu, cu doamna director Svetlana Bivol, am zis hai să facem din asta o tradiție și în fiecare an de Dragobete vom avea spectacolul Cântăm duete de Dragobete, cele mai frumoase duete, cei mai talentați și îndrăgostiți de acest gen de muzică, de duete, pentru că să știți că duetul este perceput un pic altfel de spectator. Este atât de mai sensibil. Dacă eu cântând o piesă solo, o romanță, eu singură, transmit emoții de una singură, dar când cântăm în duet, dublăm aceste emoții, le transmitem spectatorului și le primim înzecit înapoi. Eu de fiecare dată spun că noi artiștii suntem cei mai fericiți pentru că noi răsplata ne primim imediat. Dacă cineva așteaptă să le vină nu știu când leafa la o dată în lună, dar noi cea mai mare răsplată o primim imediat și ne încărcăm sufletește și avem puterea de a merge înainte, de a cânta dragostea, de a cânta frumosul, de a cânta orice ne vine nouă bine pe suflet. Și acum la Dragobete vă spun, vom avea o multitudine de duete, tineri talentați, mulți care au trecut prin festivalul nostru, prezintă Orchestra Folclor, duete instrumentale, deci va fi ceva neobișnuit și chiar vreau să vină lumea la acest spectacol. Dar cum reacționează publicul de obicei la astfel de concerte? Foarte atunci bine. Când aude despre Dragobete, când vede programul, când simte energia? Acum, din păcate, cu pandemia acești 2 ani, au fost spectatorul mai puțin, știm că la capacitatea de 30%, de 50%, dar când am avut sălile pline la filarmonică și această multitudine de aplauze și recepționarea și savurarea acestor emoții, e ceva neobișnuit. Se simte în sală, între spectatori și nouă în scenă, ni se simte acest fior frumos. Nu știu, eu cel puțin așa simt. Simt ceea ce simte lumea, chiar dacă a venit o pereche acolo, doi îndrăgostiți sau mai în vârstă, se simte acea gingășie din sală către noi, artiștii din scenă. Pentru că publicul a venit cu sufletul deschis să da. Primească dragoste. Da, așa. Primește dragoste și noi le transmitem și ei ne întorc înapoi. V-am spus, înzecit în mii chiar primim aceste emoții și ne simțim puternici de a mai face ceva frumos. Frumos, dar am putea să vorbim despre o confruntare dintre Sfântul Valentin, sărbătoare internațională binecunoscută, și Dragobete. Cum credeți? E cazul să le comparăm aceste sărbători sau să le confruntăm? Eu zic că au o legătură, pentru că Sfântul Valentin a venit la noi mai târziu, acum câțiva ani. Aceasta au cunoscut-o, să zicem, la noi în Moldova. Dar la ei, Sfântul Valentin este sărbătoarea dragostei pentru ei, la noi Dragobetele e pentru noi. Deci, cred că au o legătură foarte strânsă. Cred că au o legătură între ele. Doar că se sărbătoresc, poate, în diferite moduri. Doamna Buzilă, dumneavoastră știți mai bine. Știți, după mine, e un proces foarte interesant de reabilitare, pe de o parte, a acestui obicei al Dragobetelui, iar pe de altă parte e un alt aspect al aculturației sau al acestei încercări de împementenire a unui obicei dintr-o altă cultură cum este ziua Sfântului Valentin.
Eu le urmăresc dintr-o parte și pentru că nu am voie să intervin decât cu vorba cum facem și noi acum. Mie îmi place foarte mult că lumea, societatea, este una care știe să facă selecție și care știe să pună accentul pe ceea ce înseamnă continuitate sau, vorbind mai așa, mai în limbajul nostru, pe ceea ce înseamnă continuitate valorică. Pentru că, uitați, ceea ce s-a propus deja pentru ziua de 24 februarie este un concept pe care o instituție culturală de primă mărime de la noi își asumă această sărbătoare locală, neaușă, și o propune într-un mod pe care dânsa știe cel mai bine să-l gestioneze și să-l ofere publicului în toată amploarea frumuseții produsului cultural. Este un răspuns fără echivoc la ceea ce ar putea să se întrebe lumea, este o confruntare între cele două sărbători sau este o coabitare culturală. Bine, una dintre ele, și e vorba, bineînțeles, de Dragobete pupă fete, este un obicei. Obiceiul este mult mai vechi și are mult mai multe sensuri, deci apără mult mai multe valori, și asta trebuie întotdeauna să ținem minte, decât o simplă sărbătoare care ne-a trecut hotarul de ceva vreme și caută să se cuibărească în cultura noastră. Dar care are o puternică tentă comercială. Și comercială, și este adresată întâi de toate tinerilor, adolescenților și până și copiii din grădiniță o văd ca pe ceva foarte, foarte apropiat. Bine, am impresia că sărbătoarea Sfântului Valentin a testat societatea noastră să o vadă pe cât este ea de sensibilă la asemenea tradiții, sărbători și tot așa mai departe. Pe cât ea a avansat dincolo de ceea ce oferea în limitele tradiției dragobetele nostru. Este foarte important să vedem în continuare ce oferim tinerilor noștri, ce oferim noi ca gestionare ai culturii, pentru ca ei să se simtă prezenți, să se simtă în interiorul acestei culturi, acestei culturi confortabil. Adică exprimați, adică vizualizați ceea ce după mine lasă foarte multe semne de întrebare pentru toate instituțiile de la noi. E de cum să zice, e timpul ca noi să venim cu această ofertă, pentru că societatea deja a demonstrat că își dorește să continue. Ea este una diferită deja. Este una diferită. Da, dar Dragobete prezintă interes. Este ceva deosebit. Există un produs mass market și unul special Dragobete, care poate fi promovat și cunoscut în primul rând mult mai bine. În acest context aș vrea să știu, doamna Buzilă, în cadrul Muzeului de Etnografie, organizați evenimente speciale, șezători de Dragobete. Noi am avut diferite evenimente în anii precedenți, înainte de a se întâmpla interdicțiile care ne-au marcat cumva activitățile din ultimii ani. Ele au fost, cum s-ar zice așa, niște întâlniri cu elevii din clasele superioare. Și pentru că la noi, la muzeu, e puțin să vorbești,
muzeul întotdeauna vrea cumva să captiveze tinerii în activități foarte clare. Noi, de fiecare dată am făcut mărțișoare, pentru că suntem în preajma mărțișorului și această mare activitate de creare a mărțișoarelor apropie foarte mult oamenii. Ne dă prilejul să discutăm despre o continuitate sau, dacă vreți, niște etape ale primăverii care la noi sunt consecvente. Adică ele cumva se leagă una de cealaltă, dezvoltând niște relații dintre oameni la alte și alte faze, întotdeauna foarte benefice pentru ca tânărul, tânăra, adolescenții, oameni de diferite vârste să se simtă împliniți din punct de vedere psihologic. Eu nu știu dacă alte multe popoare ar avea aceste tradiții atât de bine gândite ca pliere pe psihicul nostru, cum avem noi și dragobetele, dar și mărțișorul. Practic, dragobete lansează șirul sărbătorilor de primăvară. Și cumva le poate încheia, dacă ținem cont că dragobetele în anumite localități este sărbătorit fie la 24, fie la 28 februarie, sau la 1 sau 25 martie, adică la Bună Vestire. Și tot la Bună Vestire, în unele părți, gata, se scoate mărțișorul de la piept, în altele, așteptând să vină primii cocori, cum e tradiția Sudului, sau așteptând să vadă lumea primii pomi înfloriți, cum e mai mult tradiția Centrului și a Nordului. Revenind la evenimentele culturale dedicate sărbătorii de dragobete, doamna Gonciar, ce duete vor urca pe scena Palatului Republicii în data de 24 februarie? Ce include programul special în acest an? Vor fi, v-am spus, și artiști consacrați și mulți tineri talentați care au trecut prin laboratorul Orchestrei Folclor. Vor fi duete instrumentale, unde va cânta maestru Iovu cu Igor Podgoreanu, discipolul său. Mai pe urmă, iarăși două duete de nai, Andrei Druță și Adriana Babin, o tânără talentată, neobișnuit de talentată. Avem Nătălița Munteanu cu Marin Ganciu, un duet excepțional de muzică populară, câteva piese foarte, foarte drăgălașe. Voi cânta eu cu Alexei Digore, solistul operei noastre naționale, niște duete mai deosebite, câteva romanțe mai rar cântate în duet. Va cânta Valentin Butucel cu Diamanta Patereu, care au la fel un buchet de duete de dragoste. Vor cânta Stella Botez și Victor Dănuță, doi tineri foarte talentați și foarte... Ca și gen muzical, să înțelegem că vor fi diferite. Diferite, absolut diferite. Vor fi muzică cafe-concert, vor fi romanțe, vor fi muzică populară, vor fi multe, multe surprize, multe lucruri, piese deosebit de frumoase, pe care sunt sigură spectatorii le așteaptă și multe surprize noi chiar, pe care încă nu le-au ascultat, încă nu le-a auzit nimeni. Trompetiștii noștri geniali, care sunt Anatol Nunuș și Nicolae Chiper, Sorin Zberea cu la clarinet, iarăși cu trompet. Deci vor fi câteva, un buchet de duete care sunt sigură că vor aduce o satisfacție și o plăcere celor care vor fi prezenți în sală. Sunt sigură. Extraordinar. Stimate doamne, știm foarte bine că Dragobete este sărbătorit nu doar în Republica Moldova, în special în România, dar și în întreaga lume, acolo unde există comunitățile de români. În data de 24 februarie și nu doar, Dragobete va fi sărbătorit, cum am mai spus, pe întreg teritoriul României, în orașul Buzău. Muzeul Județean organizează un ansamblu de evenimente culturale specifice. Ce va include programul în acest an, aflăm de la managerul Muzeului Județean Buzău, domnul Daniel Costache. Bună seara, domnule Costache! Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație!
Ce semnificație are ziua lui Dragobete pentru buzoieni, dar și pentru toți românii? Ziua lui Dragobete pentru tot ceea ce înseamnă suflare românească este o zi extrem de importantă. Iar Muzeul Județean Buzău a ales de câțiva ani de zile o abordare care să vină în întâmpinarea, în primul rând, a tinerilor. Și deși acțiunile noastre dedicate zilei de Dragobete au așa un titlu războinic, Dragobete versus Sfântul Valentin, de fapt este o abordare modernă care își propune, și am constatat în ultimul timp că are succes, să conștientizeze, să-i facă pe tinerii români, pe tinerii buzoieni în special, să conștientizeze că originele celor două sărbători nu sunt atât de antagonice și că Dragobetele este o sărbătoare care ne este specifică nouă, este o sărbătoare care își are locul în tot acest ansamblu de sărbători de început de primăvară și sfârșit de iarnă, și de asemenea este o sărbătoare cu tradiții ancestrale. Și cum vă reușește? Este deja a 7-a ediție, dacă nu greșesc. Cum reacționează tinerii? Da. Să știți că tinerii din an în an sunt din ce în ce mai interesați de acest tip de activități, pentru că, așa cum v-am zis, am încercat și zic eu că am reușit să dăm o abordare pe înțelesul lor. Și aici mă refer de la istoric, prin prelegeri publice, până la strategii de marketing. Pentru că foarte multă lume, în special tinerii, asociază Sfântul Valentin cu o sărbătoare americană care este, eu știu, încearcă să vândă foarte mult și foarte mulți bani se învârte în jurul acestei sărbători. Ori sărbătoarea de Dragobete este o sărbătoare care, cel puțin în România, cel puțin în zona noastră a Buzăului, a început să prindă, am început să văd tineri pe stradă care vorbesc de Dragobete și care, eu știu, îl marchează și cunosc semnificațiile. Spre exemplu, la ediția din anul trecut am avut o expoziție despre furca de tors. Furca de tors, care, așa cum știm, are o semnificație cu totul aparte, furca de tors ca simbol și semn al dragostei la români. Nu întâmplător de Dragobete, și Dragobetele și Sfântul Valentin sunt sărbători asociate ideii de dragoste. Da? Anul acesta avem în pregătire o expoziție de ștergare românești tradiționale din zona subcarpaților de Curbură. O expoziție cu ștergare în care cea mai veche piesă este datează de la 1906 și care au ca motive ornamentale păsările. Ori știm bine, Dragobete, sărbătoarea păsărilor, logodna păsărilor, da, totul legat de natură și de acest reviriment. Iar tinerii noștri, să știți că, deși multe ori judecăm puțin cam aspru din punctul acesta de vedere, sunt foarte apropiați de tradiții și descoper la ei pe an ce trece și pe eveniment pe care, cu fiecare eveniment pe care îl organizăm, tot mai mare interes, și sună ciudat ceea ce spun, tot mai mare interes în ceea ce privește păstrarea și descoperirea semnificației tradițiilor românești autentice, în ciuda acestui mare fenomen de globalizare. Domnule Costache, vizionăm acum câteva imagini de la muzeu și sunt într-adevăr foarte multe obiecte care datează încă de ceva secole în urmă, cu siguranță că reprezintă practic portul și obiceiurile strămoșești. Ce obiecte speciale, poate chiar relicve, au legătură directă cu tradițiile și obiceiurile de Dragobete și se păstrează la Muzeul de Etnografie din Buzău? În primul rând, avem o impresionantă colecție de, cum v-am spus, de furci de tors. Avem o impresionantă colecție de scoarțe, peretare, ștergare și costume populare care au motive avimorfe. După care, în sediul mare, în sediul central al Muzeului de Arheologie, Istorie și Artă din municipiul Buzău, sunt o serie de descoperiri arheologice care pot fi situate pe același palier cronologic cu descoperirile unor
și raguri de perle de faianță, de perle de fapt de caolin, descoperite într-o succesiune de alb și roșu, pentru că mai devreme vorbeați despre această simbioză până la urmă între dragobete și mărțișor. Activitățile pe care le organizăm în colaborare cu alte muzee. În anii trecuți am beneficiat de ajutorul colegilor de la Complexul Național Muzeal Astra, care ne-au pus la dispoziție filme documentare despre Hora lui Dragobete, despre obiceiurile din inima satului tradițional românesc, care se manifestă cu acest prilej. Și pe de-o parte, pe de altă parte, tradițiile și obiceiurile legate de medicina homeopată din zona Dobrogei. Da? Știm că acum sunt culese anumite rădăcini, sunt scoase anumite rădăcini pentru anumite plante, din anumite plante din care se produc tincturi, din care se produc diferite uleiuri, da? Și despre care se crede că au scop curativ doar dacă sunt culese acum, dacă sunt recoltate acum și preparate acum. Vă rugăm mult un mesaj pentru toți românii din Republica Moldova care ar dori să sărbătorească dragostea pe 24 februarie în România. Noi îi așteptăm pe toți la Muzeul Județean Buzău, pentru că distanța nu este atât de mare. Și aș vrea să transmit acest mesaj tuturor românilor, pentru că este ceva ce avem numai noi. Această sărbătoare de dragobete pe care trebuie să o respectăm, trebuie să-i cunoaștem semnificațiile și trebuie să o transmitem mai departe generațiilor care vin după noi. Vă așteptăm să sărbătorim dragobetele, vă așteptăm să sărbătorim românește și până la urmă cine nu poate ajunge aici, îi invităm pe conturile de social media, conturile oficiale ale Muzeului Județean Buzău, pentru că noi transmitem în direct toate activitățile și sunt convins că pe 24 februarie vom putea să ne bucurăm și să gândim toți în același gând. Vă mulțumim foarte mult, domnule Costache, dragoste să simțim în suflet mereu. Să fie un an reușit. La revedere. Mulțumim. Doamna Buzila. Ce revelație extraordinare ne-ați făcut, că am revăzut pe cei doi colegi ai noștri de la muzeele din Buzău, da, cu care ne-am văzut chiar în septembrie și am pus la cale mai multe colaborări de ale noastre de viitor. Toată admirația mea pentru tot ceea ce fac ei. Ați văzut, au expus o expoziție a furcelor de tors. De ce furci de tors? Pentru că băiatul, când vroia să trăiască bine cu o fată și să o ceară în căsătorie, primul dar nelipsit pe care trebuia să-l facă era să-i cioplească, să-i dăruiască o furcă de tors. Și femeia când murea, nu avea voie, când murea femeia, cei care au rămas în viață îi rupeau furca de tors ca ea, ca să nu fie transmis altei femei sau? Și să nu fie transmis altei femei și ea să nu toarcă pe lumea cealaltă. Adică un simplu obiect etnografic numit furca de tors este atât de mult legat de multe alte obiceiuri, inclusiv și de acesta al dragobetelor, și mă bucur că buzoienii știu să pună accentul pe aceste obiecte simbolice din cultura noastră. Sunt atâtea piese populare, chiar mi-am adus aminte acum. A zis badea că se apucă să-mi aducă lemn de furcă. Deci, dintr-o piesă populară, dintr-un cântec popular. Deci, uitați-vă că e absolut directă legătură cu această sărbătoare. Și invers. Bărbatul nu avea voie să-i facă femeii rășchitor. Cine face rășchitoare, nevasta-i moare, zice tot așa. Deci, crearea unui obiect în cultura tradițională era încadrată într-un sistem de credințe legitime, ca și cum, care întotdeauna puneau viața omului între prescripții și interdicții. Asta, pe de altă parte, tot e un fel de creare a ordinii în lucrurile care ne înconjoară, prin ceea ce numim noi timp sau prin ceea ce numim noi calendar. Pentru că până la urmă
Ce se întâmplă? Până la urmă, relația noastră cu timpul, cu calendarul, cu sărbătorile și cu toate celelalte este una definitorie pentru viața noastră de muritori, dar și pentru cultura noastră, indiferent ce tip de cultură avem noi, adică cultură tradițională, cultură modernă, cultură contemporană, arhaică și tot așa mai departe. Asta aveam în vedere. Deci timpul, dragii noștri, este absolut un fenomen atât de interesant văzut din perspectiva culturii tradiționale, încât nouă ne mai trebuiesc multe cărți și multe intervenții, dacă vreți, în înțelegerea și în transmiterea acestor cunoștințe, acestor practici culturale către societatea noastră. Deci avem pe ce axa cultura noastră și de acum încolo. Exact, sărbătoarea Dragobetei a călătorit în timp și a ajuns aici, secolul 21. Ce se întâmplă? Se mai sărbătorește, există tradiții, se mai întâmplă prin satele românești, fetele și băieții împreună să se ducă în pădure, să strângă crenguțe, să se pupe. Eu cred că atât aș așteaptă. Cu voie sau fără voie noastră. Știți cum? Există o viață așa mediatizată, puternic, și există o altă viață pliată pe ritmurile naturii. Mie îmi place să cred că și în aceste zile ale noastre, cea pliată pe ritmurile naturii va configura și de acum încolo mult mai mult cultura noastră decât încearcă să o surprindă mijloacele de mediatizare și tot așa mai departe. Pentru că observați, ne grăbim noi cumva și parcă ne place să mergem foarte ales. Ne place să credem că suntem mai puternici decât natura. Dar în același timp... Nu ne supunem ei. În același timp ne oprim tot prevoia noastră și privim cu mult regret la lucrurile care rămân la alte ritmuri. La alte ritmuri și de care viața noastră ar putea să fie văduvită. De atâta și avem nevoie de aceste reveniri la înțelegere, la a înțelege altfel tradiția, la a înțelege altfel obiceiurile și de ce nu a ni le asuma și a le trăi pe viu. Că asta înseamnă de fapt în ultimă instanță și rostul emisiunii noastre. De ce nu? Un fel de aducere a minte și omul care ascultă, omul care privește, zice, știi, au ăștia dreptate. N-am să pot să ies la o întâlnire cu tare sau cu cutare, dar în ziua respectivă îi dau telefon, îi trimit ceva sau tot așa mai departe, că asta pot să fac. De fapt, înțelegerea corectă a obiceiului nu constă în forma lui concretă. Constă, mă repet eu a treia oară, în valorile pe care obiceiul le apără și le promovează. Iar valorile în cazul discuției noastre sunt acestea pe care relațiile dintre noi le apără. Relațiile frumoase dintre oameni, relațiile de durată, relațiile care știu să facă sufletele noastre să înflorească pe o durată mult, mult, mult mai îndelungată și care întotdeauna alimentează nu numai viața noastră privată, ci așa cum ne îndeamnă Dragobetele și viața noastră comună, ieșitul în pădure, ieșitul în câmp împreună și neapărat atenția noastră la ceea ce se întâmplă în măria sa natură. Că să avem legătura asta deosebită cu natura și să fie și o doză mai mare de spiritualitate atunci când vorbim despre dragoste, despre iubire. Doamna Gonciar, dumneavoastră ați cântat mult în diaspora, ați fost invitată cu diverse ocazii. Spuneți-ne, vă rog, cât de mult
concetățenii noștri care sunt departe de casă țin la tradiții, la portul tradițional? Să știți că am avut un spectacol într-un orășel lângă Milano, Varese, unde o concetățeancă de-a noastră, căsătorită cu un italian, care fac lucruri extraordinar de frumoase, au înființat o sală de expoziții, de pictură, de covorașele noastre moldovenești, au fost și eu, scoarțele astea mici, cu sute de sora mea, care este meșter popular, am dus câteva acolo și au fost în expoziție. Și s-a întâmplat asta chiar de 1 martie, de prima zi de mărțișor. Deci au vizitat mai întâi toată această expoziție frumoasă de pictură, de aceste mici covorașe țesute. Au fost încântați. După care, sigur că a avut loc un spectacol unde le-am cântat doar românește și doar romanțe, valsuri și tangouri. În sală erau aproximativ 7 vorbitori de limbă română, în rest erau doar italieni, la care la sfârșit s-au apropiat și mi-au spus: Doamnă, n-am înțeles mesajul. N-am înțeles ce ați cântat, dar am înțeles tot despre ce ați cântat. Toți deci, au dansat și s-au simțit bine. Au simțit mesajul acestei romanțe și acestui vals, gingășia acestui gen și de altfel, modul în care, într-adevăr, țin la tradiții și le promovează departe de casă românii de pretutindeni, ne aflăm în cele ce urmează și, într-adevăr, cei ce vorbesc, gândesc, simt românește, chiar dacă sunt peste hotare. Eu vreau să vă prezint atenției dumneavoastră un mesaj special din partea doamnei Rodica Gerasim, stabilită de ceva timp în Elveția, președinta Asociației Culturale a Imigranților Moldoveni, Miorița. Bun găsit tuturor! Vă salutăm cu dor de țară, cu drag de primăvară, cu dor de viață, cu dragoste, speranță, cu respect pentru cultura noastră frumoasă. Orice anotimp își are farmecul său, iar orice sărbătoare își are originea, legenda sau povestea sa. Noi, cei plecați de acasă, am luat cu noi 3 stuțe pline cu povești, obiceiuri și tradiții. Ei bine, de data aceasta este vorba de Dragobete, zeul tinereții, al veseliei, al iubirii, personaj venit de la vechii daci. Am încercat, împreună cu copiii de la Clubul Literar Dramatic Moștenitorii al Asociației Miorița, să facem cunoștință cu acest patron al iubirii, protector al tinerilor. Cu siguranță că sărbătoarea Dragobetelor noi o îmbinăm armonios cu cea mărțișorului, a primăverii, ziua mamelor. Organizăm în această perioadă sărbătoarea cu genericul Sfântă-ne-i casa, întrucât toate până la urmă pornesc de la pragul casei părintești, de la baștină. Sâmbătă 25 februarie, misiunea diplomatică a Republicii Moldova de la Geneva, împreună cu membrii diasporei, vor organiza un atelier de confecționare a mărțișoarelor. Eu iubesc să-l numesc șezătoare, întrucât sună mai frumos, mai de acasă. Avem unelte ca ac, ață, foi colorate, desigur, cântece, poezii dedicată frumoaselor sărbători de primăvară. Vă invităm cu mare drag. Profitând această ocazie, țin să felicit toți moldovenii, românii de pretutindeni, să țină la tradițiile și obiceiurile de acasă, să le promoveze în cele mai frumoase culori, să le altoiască și noilor generații, copiilor care s-au născut departe de matricea neamului, dragostea de valorile noastre perene, moștenite de la strămoși prin dragoste, dăruire, sacrificii, suportând deportări, umilință, războaie, pandemii, dar păstrând verticalitatea în ce privește limba, tezaurul cultural și dragostea de țară.
Doamna Gonciar, doamna Buziră, pe final de emisiune vă rugăm și dumneavoastră să veniți cu un mesaj special pentru toți românii de pretutindeni în ajun de Dragobete. Oameni buni, îndrăgostiți-vă, iubiți-vă și faceți ca lumea asta să fie mult mai frumoasă datorită participării dumneavoastră cu dragoste. Vă invităm cu drag să veniți pe 24 februarie la Palatul Republicii să cântăm împreună dragostea, duete noi între artiști și cu dumneavoastră, artiștii cu spectatorii. Și pe 1 martie și pe durata de 1 martie până pe 10 martie veniți la spectacolele organizate în cadrul Festivalului Mărțișor. Vor fi niște evenimente extraordinar de frumoase. Stimate doamne, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Fie ca dragostea într-adevăr să ne fie călăuză. Așa să fie. Într-adevăr, doamnelor, domnilor, fie ca iubirea să ne aducă armonie și pace în acest an. La revedere!